Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Hunedoara au pus în executare ieri două mandate de percheziție domiciliară în comunele Răchitova și Totești. Activitățile au avut loc într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals privind identitatea și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în legătură cu încheierea unor contracte de credit de consum cu instituții financiare nebancare, prin folosirea fără drept a datelor de identitate ale altei persoane la contractarea online a creditelor. Polițiștii au stabilit că cel bănuit de comiterea faptelor ar fi contractat online credite de consum la mai multe instituții financiare nebancare, ce ar fi fost induse în eroare în urma acordării creditelor prin folosirea de către bărbat a actului de identitate și fotografiilor altei persoane pe numele căreia ar fi contractat creditele, sumele de bani fiind virate în contul bărbatului, de unde acesta le-ar fi retras în numerar. Polițiștii au stabilit că cel în cauză pentru contractarea creditelor ar fi transmis online acte de identitate și fotografii ale unei persoane pe care le-ar fi descărcat de pe site-uri de socializare. În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au ridicat în vederea continuării cercetărilor mai multe înscrisuri privind contractarea unor credite, dar și un telefon mobil asupra căruia urmează a fi solicitată perchezițiile informatică, au transmis reprezentanții IPJ Hunedoara. În urma administrării probatoriului față de cel bănuit de comiterea infracțiunilor menționate, polițiștii au luat măsura preventivă a reținerii.